tragă. Mergem mai departe să vedem care ar fi marcajele karmice pentru balanțe. Ei, balanțele au o șansă extraordinară, mai ales cei care au avut probleme de sănătate, care s-au găsit într-o perioadă de convalescență, au o perioadă extraordinar de refacere. Deci organismul nativului balanță se va reface într-un mod spectaculos, ca să nu zic miraculos, în următoarea perioadă. Pe de altă parte, deci dincolo de sănătate, ei mai au șansa schimbării locului de muncă sau cei care nu au un loc de muncă au posibilitatea să-și găsească un loc de muncă. Sigur, nu va fi neapărat conform cu țelurile balanțelor, dar bine ar fi să nu-l refuze, să se gândească de două ori înainte de a refuza ceva în acest domeniu. Pentru că nu știu dacă se mai întâlnesc un moment de genul acesta, probabil că din punct de vedere astrologic, da, dar din punct de vedere ezoteric, abia anul viitor. Pot exista însă anumite situații ușor contradictorii legate de ceva ce ei ar considera că trebuie să se întâmple într-un fel și se întâmplă în alt fel, adică situații apăsătoare, situații ușor rigide, situații care nu ies din prima așa cum își doresc. De exemplu, nu neapărat acolo unde au cel mai mare volum de muncă, au cele mai frumoase realizări sau recompense. Ar trebui să ordoneze și să organizeze ceea ce se desfășoară haotic, pentru că Pluto și Saturn ne vorbesc despre situații care trebuie reglate și reglate destul de repede. Practic, nu prea au voie să lase anumite lucruri. Balanțele nu mai au voie să lase situațiile care sunt haotice să rămână haotice. Deci ei trebuie să obțină stabilitate, să regleze toate aceste situații. Dacă, de exemplu, la serviciu ceva nu merge bine, ar fi ca nativul balanță să încerce să regleze cât mai repede ceea ce nu merge, să se disocieze de elementele care îi atrag pe un drum haotic, să aibă o direcție clară, productivă. Iată, este foarte important pentru balanțe să fie productivi. Adică să știe exact ce fac, ce recompensă sau învață pentru ceva, să știe dacă pot pune în aplicare acel lucru. Gândirea trebuie să fie în această perioadă ponderată, serioasă. Jupiter în casa banilor pentru ei arată că pot avea oportunități serioase din punct de vedere financiar, cu condiția să se raporteze corect la bani, să nu-și dorească bani doar de dragul banilor, ci să-și dorească să câștige din lucruri care le fac și plăcere. În altă ordine de idei avem și un Marte în casa contractelor, deci iată, contractele pot veni către balanțe într-un mod ușor mai agresiv, adică cineva să le propună într-o zi un contract și balanțele să se vadă silite chiar să iau o hotărâre rapid legat de acel contract. De asemenea, sunt foarte multe întâmplări favorabile de amploare în cadrul cărora balanțele pot primi un ajutor eficient. Deci vor fi ajutate foarte eficient. Am spus și de la trecută, căminul, casa în care locuiesc, este un puțin supusă transformării, trebuie să nu se precipite în acțiuni și să facă în așa fel încât cu acest Saturn acolo să ia hotărâri, să ia măsuri în ceea ce privește zona aceasta de locuit, pentru că au ceva karmic în zona căminului de reglat. Unele lucruri vor merge de la sine, altele vor merge puțin mai greu și balanțele poate va fi nevoie să intervină. Se poate realiza și un complex contradictoriu. Eu știu, poate apărea o situație în care aceștia trebuie să aibă o atitudine mai vehementă, să se impună, să semneze un contract într-o manieră în care poate, nu știu, sunt forțați să-l semneze mai repede decât s-ar aștepta. De asemenea, tot ceea ce înseamnă merite pentru balanțe trebuie câștigat. Balanțelor în această perioadă de luptă, pentru că Pluto și Saturn sunt într-un semn conflictual, totul trebuie câștigat, totul trebuie demonstrat. Ei nu sunt într-o perioadă în care rezultatele să vină către ei de la sine. Se va munci destul de serios, acum însă este o perioadă foarte bună pentru investiții cu Soare și cu Mercur în casa a cincea și foarte bună din punct de vedere profesional. S-ar putea să-și descopere un har, un talent. Avem Venus, Neptun acolo. Neptun știm că este responsabil cu talentul, cu harul, cu ceea ce este de la Dumnezeu. Deci vor învăța, practic, cum să pună în aplicare, cum să se iasă în evidență prin ceva cu care au fost hăruiți. Un talent. Exact. Își descoperă un hobby, își descoperă o pasiune, ceva care poate deveni și productiv.
practic ar trebui să se valorifice, cam asta este concluzia pentru nativii balanță, mai mult. Și să nu abandoneze absolut, în general, o luptă, să zicem. Lupta, vorbesc de sportivi acum, se află într-o competiție, să nu abandoneze la jumătatea competiției. Adică să meargă până la capăt, indiferent cum, lucrurile duse la bun sfârșit sunt în regulă și mai ales să fie prudenți în ceea ce privește călătoriile. Da. Pentru că această karmă și lucrurile acestea ne indică prudență maximă. Mergem mai departe să vedem care sunt marcajele karmice pentru